Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Capricornii așteaptă succesul afacerilor acasă. Acesta este un moment minunat pentru a primi oaspet și a participa la evenimente. Pentru a menține relația într-o notă bună, va trebui să dai dovadă de generozitate și elasticitate în gândire. În martie, este mai bine să nu cauți consilieri financiari. Dragostea, pentru cei care caută dragostea, astrele dau sfaturi să iasă mai des din casă, mai ales după 20 martie. Te așteaptă o cunoștință interesantă, care în sfârșit va adăuga culoare vieții tale. Nu refuza întâlnirile, chiar dacă persoana respectivă ți se pare plictisitoare, în orice caz, vei obține ceva din comunicarea cu sexul opus. Ferește-te de relații cu persoane căsătorite, acum există riscul de a te îndrăgosti de persoana nepotrivită, provocându-ți multe probleme. Capricornii care au o familie ar trebui să facă concesii mai des. Poartă-te galant și cu maniere, arată generozitate și doar mulțumește celor dragi cu daruri, organizează și o petrecere surpriză. Crede-mă, asta te va duce foarte aproape de inima lor. Dacă ai tras de curava unei relații dificile de multă timp, atunci ruperea e completă este probabil din inițiativa ta, dar pentru tine va fi nedureroasă. Sănătatea În martie, capricornii trebuie să-și protejeze sistemul genitourinar. Sunt posibile exacerbări ale bolilor cronice și, de asemenea, este foarte probabil să răcească rinichii și să-ți paturile în spital. În ciuda vremii înșelătoare și calde, trebuie să te îmbraci mai cald și să nu-ți uzi picioarele. Consumul de alcool va provoca, de asemenea, tulburări ale sistemului excretor. Este mai bine să planifice orice intervenție chirurgicală în prima jumătate a lunii, apoi reabilitarea va fi mult mai rapidă. Ai grijă de gurata. O vizită la dentist este necesară pentru a rezolva problemele de lungă durată o durere de dinți te poate lua prin surprindere, așa că nu am una cu această întrebare. Sunt probabile manifestări de stomatită și herpes, care vor afecta foarte mult atât starea de bine, cât și aspectul. Păstrează antiseptice în trusa de prim ajutor și respectă cu atenție igiena orală și a mâinilor. Femeile ar trebui să aibă grijă de sănătatea sistemului reproducător. Trebuie să vezi un medic mai ales dacă intenționezi să ai un copil în viitorul apropiat, este posibil să ai nevoie de masaj în martie. Banii Oamenii de afaceri vor avea o oportunitate fericită de a întâlni oameni influenți. Noi orizonturi se vor deschide înaintea ta. Pentru a nu-ți pierde elocvența, atrage asistenții lângă tine. Negocierile importante sunt cel mai bine să fie programate pentru a doua decada a lunii. Nu te băga în afaceri cu prietenii vechi, ei te pot înșela. Este un moment bun pentru a atrage investitori. Capricornii creativi sunt norocoși să prindă aripile inspirației. La sfârșitul lunii martie te va vizita muza cea veselă. Poți crea o nouă capodoperă sau poți juca în fața unui public numeros. Fii încrezătoare și pozitivă, vei reuși. Unii ai semnului trebuie să lucreze la imaginea lor problemele financiare îi vor îngrijora pe unii capricorni mai multe decât de obicei. Ești prea economisitoare, încerci să economisești cât mai mulți bani, în timp ce îți refuz plăcerile obișnuite. Trebuie să te relaxezi puțin și apoi vei vedea că cel mai important lucru în viață nu sunt banii, ci viața însăși. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!